militar din cadrul flotilei fluviale Mihail Kogălnicianu au desfășurat în perioada 22-26 martie exerciții de antrenament cu trageri de luptă în poligonul temporar Pecineaga, pe brațul Măcin al Dunării. Am surprins misiunile desfășurate de marinari din cadrul divizionului 88 vedete fluviale pe parcursul unei zile în raionul de tragere. Suntem în plină desfășurare a exercițiului de antrenament pe fluviu Danub Protector 21, exercițiu planificat și condus de comandamentul flotilei fluviale în perioada 22-26 martie 2021. Vreau să remarc că acest exercițiu se desfășoară anual în scopul dezvoltării și perfecționării militarilor în executarea misiunilor specifice de foc în raionul temporar și poligonul de tragere temporar pe Cineaga. Totodată vreau să remarc faptul că anul acesta am reușit să reluăm acest exercițiu având în vedere contextul actual pandemic, care a dus la replanificarea activităților din anul anterior, ceea ce a însemnat pentru noi un efort deosebit în pregătirea activităților specifice premergătoare desfășurării misiunilor de luptă. Din punct de vedere al comenzii divizionului, cum apreciați că s-au desfășurat până acum tragerile? Până acum tragerile s-au desfășurat în siguranță și cu calificative bune, ceea ce era de așteptat, având în vedere că în ultimele două săptămâni s-a desfășurat o pregătire consistentă și asiduă cu toți militarii implicați în aceste activități. Sunt 163, suntem pregătiți pentru începerea ședințelor S3 și S21. Camera în jos, repet, da? Asupra țintelor, din relevent, prova, babord, 60 de grade, distanță, 500 de metri, serii scurte, foc! Decurs tragerea de astăzi? Tragerea a decurs în condiții normale, cu respectarea măsurilor de precauție. Executăm aceste trageri periodic pentru perfecționarea deprinderilor și pentru a ne obișnui cu armament. A câta tragere este pentru dumneavoastră? Prima tragere. A fost greu, a fost ușor, v-a fost teamă? Nu mi-a fost teamă, nu este nici greu, nici ușor, depinde cum te obișnuiești. Cum v-ați instruit pentru această tragere? Băieții sunt niște profesioniști, au încercat să mă învețe tot ce pot